Salutare tuturor, să nu faci bine ați revenit la un nou episod de GTA 4. Ok, ce intro rapid. Aceeași poveste. De fiecare dată să-l omorâm cu armă diferită. De data asta luăm cu sniper. Perfect. YouTube-ul nici nu ne ia poliția. Acum hai să admirăm miraculoasa lovitură. Oh. Interesant. Păcat că tipul ăsta o să reînvie prin magie. No, fuge mașina. Oh. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, he don't. Something ain't right. Bietul Roman nu se mai întoarce acasă la Mallory. Oare ce s-a întâmplat? Băi, hai jos. Toată lumea jos din mașină, s-a terminat petrecerea. Ieși, bă, jos. Ieși acasă. Bun. Ce-i chestia asta? E ciudatul ăla. Mă rog, hai să facem la Dwayne. Nu știu, luăm la întâmplare misiunile. De fapt, nu la întâmplare, luăm cele mai apropiate. Să dau sunorul la joc puțin mai încet. Mă uitam pe wiki. Și culmea că ne apropiem de final. Bine, nu prea ne apropiem. Într-un fel ne apropiem de final. Cred că am trecut de jumătatea jocului. Bine, nu-i de mirare în vreo 20 de episoade. Și bine, mă așteptam să aibă vreo 40 de episoade în serie. Acum nu știu cât o să aibă, probabil 30 și ceva. Probabil după aia continuăm cu Sleeping Dogs. Problema la Sleeping Dogs este că am teamă. Știu că am mai jucat odată înainte Sleeping Dogs și aveam o problemă. Avea niște bug-uri jocul crăcuit. Mă rog, eu jocurile mi le-au după Filelist. Și parcă avea o problemă și sper să nu mai aibă și acum problema asta. Cât despre LA Noir, e foarte nasol jocul, sincer. L-am jucat astăzi, am zis, bă, hai să-l iau, să fac și eu cum e. Na, să vedem dacă îmi place sau nu. L-am luat și, sincer, e, nu știu, destul de ciudat. Adică el e, trebuie să stai mult să te gândești la joc, stai, trebuie să-ți dau și drumul la timer. Trebuie să stai mult să te gândești la cazuri și la toate alea. El, ca în sine, adică el e în sine un joc bun, numai că, na, nu e ca să filmezi, pentru că devine plictisitor, fac numai cazuri și chestii astea. Așa, la GTA 4 ne dăm jos, nu știu, luăm o grenadă, aruncăm oia acolo. Fugiți, bă! Ia uite pe aia. Hai, frate, mai repede nu se putea. Ia, mă, ce șmecher, îi băgăm o... Bă, m-a aruncat-o. Uite, băgăm ăsta o grenadă. Oh, haide! Bă! Ia tu-l pe ăsta cu... Ha, m-am dat în mașină? Fugi, băi! Bă, uite-l pe ăsta acum, cum bubuie. Uhuu! Bă, stai bă, că e, nu e. Ah! Brusi. Ia uite, poliția n-are treabă. Nu, nu mersi. Hai mă, unde e misiunea? Bă, nu știu să mă duc la Dwayne! Vin curcane și... Mă mierlesc ăștia. A, uite aici. Deci, vedeți, în GTA 4 avem ce să facem. Andres to kill. Dwayne? Sup, mă. Asta de fiecare dată pot să omorâc în acel el. Prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown, Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. Nah. I can't, man. I ain't got the energy no more. I've been stabbed in the back too many fucking times. I mean, there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Iară-l ajutăm. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man.
club. I'm talking a real gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bohan. I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. Big time. Sunt curios de ce totuși îi face favorul ăsta Nicolu 2, adică nu știu. Bine, probabil și pentru bani, dar asta e ciudat, pentru că eu iau bani pentru misiuni, numai că el nu ne spune că ne oferă niciun ban. Dwayne. Adică nu știu, bă, îți dau bani, știi dacă mă ajuți. El e doar supărat. Și noi venim și-l ajutăm. Ciudat. Pentru că Nico e tipul ăla care vrea doar bani. Și unde e mașina? Bine, știu că i-am dat foc, dar mă așteptam. A, uite acolo. Ce fac mă ăștia? Poliția. Hai să luăm mașina asta. Oh, sparge! Pau! Ușor? N-ai alarmă, n-ai alarmă. Perfect. O parte, bă! Hai să mergem la... Sincer, nu prea am înțeles, deci... nu știu ce ziceau la de club. Nu prea am priceput. Dar tot ce știu e că trebuie să omorâm. Așa că o să omorâm. Aici, da. Oh, uite teren. Deci abia aștept să apară GTA 5 și probabil voi filma, chiar dacă o să joc turbatul și o să termin jocul, cred că din primele două zile. Și seria va fi deja terminată. Dar voi filma și la GTA 5. Partea foarte, foarte proastă e că apare doar pe Xbox și pe PlayStation. Cei de la Nvidia știu că au spus că o să apară și pe calculator GTA 5. Numai că n-au spus când, deci nu ne așteptăm pe 17 septembrie, acum apare pe Xbox și PS3. Și probabil prin decembrie sau noiembrie apare GTA 5 pe calculator. Sau prin mai anul viitor, ceva ce. Ideea e că nu o să apară acum, păcate. Și o să apară cam două jocuri, o să apară GTA 5 normal. Acum vă zic dacă nu știați. GTA 5 normal, deci GTA 5 joc. Și GTA și Grand Theft Auto online. Parcă era și 5, Grand Theft Auto 5 online. Mă sună brusim. Mai sunat odată, ce mai vrei? Oh. Femei goale, auzi ce mă întreabă asta. Bun, hai. O să apară și un joc Grand Theft Auto online în care poți să joci cu multe persoane, practic jocul co-op parcă, așa știu. Adică bine, până acum în GTA nu a fost așa ceva posibil să joci co-op. Bine, cred, cel puțin în San Andreas, nici în 4 nu poți să joci co-op cu cineva. Multiplayer poți să joci, dar să faci misiunile și toate astea nu merge. E, pe ăla am impresia că merge. M-a întrebat cineva sau... Bă, ce... Deci de clubul ăsta zicea. Sure, you can come in. Nu că you can come in. Take out the strip club managers. Bun, înseamnă la clubul de striptease. Să vedem. Ah, trebuie să ascult cum... Păi și ce conversație ascult, mă? Băi, ia zi pe aici unde-s managerii aia șmecheri. Oh, femei. Dar pe noi nu interesează asta. Unde-s vă? Nu prea pricep. Ce com... It's pronounced like an H. Javier. Yeah? What you mean, bitch? I won't have no bitches calling me bitch, bitch. Dacă o să-l omor pe ăsta, o să sară toți pe mine. Interesant. Hai mai întâi să... Deci avem unul acolo. Ah, da, mai întâi. Mai bine trecem noi pe lângă ei să ne dăm seama și care sunt. Bun, e vreunul de aici? Where's Jose, man?
He's in the back, but he don't want to be trouble. You know how he needs to concentrate. Ah, deci tipul ăsta e aici. Aha. Dacă aș fi avut o armă Silence ceva, aș fi putut să o scot din joc. Acum hai să vedem și... Păi ce face mă ăla acolo? Ah, să știți, sunt doar doi manageri. Mă gândeam să intru cu cuțitul peste ăla și probabil asta o să fac și o să curăț pe tot cei care o să mi... o să îndrăznească să-mi stea în cale. Omoară-l! Vai de capul meu! Dai bă drumul de aici! Da, îl omor bă Cristian Gol! Mamă, băi fiți atenți aici! Bă, m-a aruncat-o! 3, 2, 1! Oh, petrecere! Una acolo la fanii în spate! Du-te-l pe ăsta, bă! Mai supraviețește cineva? Uite-o pe aia goală. Ei, să nu ți tragă vreuna. N-are treabă, merge. Bă, a fugit ăla? Bă, te fă de aici. Noi suntem în business. Noi nu ne juc. Oh! Care trăgea, mă, mâncaiaș? L-am omorât. Am crezut că o să fugă. Uite ce mașină mi-au lăsat ăștia. Și acum mă fac nevăzut ca să nu știe poliția că sunt aici. Și îl sunăm pe doi în. Nobody's gonna be partying up in your club anymore. Playboy ain't gonna be happy. What do you mean? He still did business with the gangsters that took over. Screw that. Think fuck me, think fuck. Right? Playboy's gonna feel that shit. Sure thing, man. Perfect. Hai să vedem ce misiune ar trebui să mai facem. O facem pe cea mai apropiată care e asta, dar... Ar trebui să mă duc la weapon și apoi să... Uee, de când fulgeră pe aici tună și chestii de astea. Bun, o să mergem cu mașina până acolo, iar în caz că... Nu știu, că găsim vreun taxi, ne dăm jos și luăm și gata. Perfectos. Ok. Uite un taxi. Oprește-te, bă. Hai să facem schimb de mașini. Eu îți dau pasta, tu mi-ai dai pata. Tu bumbu, claxonează ăsta. Ăsta nu știe cu cine se pune. Mai întâi mergem la... asta stai că sunt... Asta e ciudat. Pentru că... Downtown. No, ce? Asta e. Nu realizam care dintre ele e alarme. Venim aici, mai luăm niște culanțe pentru Uzi sau ce-o fi ăsta. Armură. Și da. Apropo, dacă m-ați mai... m-ați întrebat cu... cum chem taxiul de Flair la el? Ține apăsat pe el. Și n-am, el trage pe dreapta. Dar dacă are deja un client, degeaba Flair încă nu o să se oprească. Și că I don't have any bananas. Ce asta la că nu are banane. Și o interesă de pe mine de bananele tale. Nu! Oh, haide. Vedeți, ține apăsat pe ei, ăsta semnalizează și parchează peste 50 de kilometri. În loc să oprească pe loc. Clacking bell, băiete.
Chiar dacă e gămanzul ăla din celălalt oraș. Nu contează. Da, m-am dus la asta de aici. Păi atunci o să ne ducem la... să facem misiune pentru asta cu U, dacă tot suntem lângă el. Tântărân, coșul dormat. Bă, nu știu de ce am... Restea că astea sunt ușurile. Băi, ce faci, băi, dormi! Trezește-te, bă, urolacule! Uite ce dă din mâine. Îl calc. Ăsta e mort? Sau doarme? Băi... A, ia-te-l pe ăsta! Să sărim pe el! Opa! Stai, băi, vezi, nu mi-i lovi pantofii mei, mi-i murdării. Pantofii ăștia am dat o avere, băi. Gata, hai de drumul de aici. Uite pe asta, unde fugi, fă? Treci înăuntru și dă-mi mâncare. Dai și dă mâncare. Mereu mai ia cu vrăjeală de asta, cum pot să te ajut. Contează, doar dă mâncare. Perfect. Ce-a încălcat aurul acolo? Păi mă gândesc eu că o să mergem pe jos? Uite, aici. Playboy! You asked me to help out Dwayne. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interest. Damn, son! That ain't cool. Îl urăsc pe tipul ăsta care îmi dă misiunile pentru că mă pare la degetul mic. Mă pune să fac ce vrea el. Come in, Nico. Că dacă nu mă dă gât la polițiști. So, you fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach, or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get 100 murders pinned on you. Two, maybe I will help you. Maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. Da. Mă enervează tipul ăsta că se folosește de noi, dar cred că prin intermediul lui vom găsi persoanele care le caută Nico. You contact will send a picture... Da. Bună. Your contact... Trebuie să luăm mașină de poliție, nu? Păi atunci hai să... Știu că dacă sun aici pot să bag goduri și... This is your target. Find him and take out. Get a cop car. Știu că aici pot să bag și coduri, le tastez, dar sincer nu-mi place să folosesc coduri și mi se par cam inutile. Mai bine trec jocul fără decât cu coduri. Da, da, poliția. Au ajuns. Să știți că eu nu pot să-i dau jos din mașina, au ușile încuiate. Trebuie să se dea ăsta jos. Poate oprește și el odată. Bun, Google, hai, jos. Ia, uite-te mă la asta. A, uite, m-am urcat pe ușa asta care era deja deschisă. De celălalt. Oricum, la ostea scăpăm fără probleme, nici nu ne chinuim. Uite să... A, uite ăla sus în stânga. Voiam să iau printre clădire, dar dacă văd că ăla nu vine spre noi, suntem liberi. O să ne băgăm aici. Acces de... Pă, cât acces am? Oh, shit.
scooterul lui și F Space, nu. Aoleu, nu mai știu, păcă taxi sau în calculatorul. O, haide. Mă voi da jos și voi intra iar. Era. Use police computer to locate your target. Search police records, view current crimes. Connecting to wireless device. Vrăjeală. Bun. Enter. Pic. Hai bă. Bun. Locate. Ne ducem după el. Gogule, vine. Venim să te distrugem. Băgăm și alarma să dea ăștia în în fața noastră. De bola să oprește în loc să se dea. O luăm pe aici pe... pe pod. Mergem pe aici, dacă pe aici ne pune. Perfect. Jap, jap, jap printre toți. Ce-mi place. Trrr. Ok. La o parte, bă. Vrum, vrum. Ok, hai să vedem. Deci, nu cred că mai avem prea mult. Exact, nu mai avem mult. Și aici intrăm peste... Oh my god! Cu ce să ăștia, bă? Credeam că e unul. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the east. You better start doing... Taci din gură, să ne facem treaba. Bun. Să-i dăm drum. Știi ce? Trebuie să trage de pe jos ăsta. Ăștia sunt și deasupra și mă enervează. Ah, și nu-i văd de fum. Pot să... Ah, hai că pot să mor pe aici, cred? Nu știu ce să zic, hai să ne încercăm, mă rog. Oricum avem armură, deci n-au ce să ne facă ăștia. Fac. Stați așa să le dăm o dodoașcă de asta. Ia bă de aici. Ai ajuns? Ia uite, ei bă, n-au murit. A, uite-l. Bărbă. Da. Apoi mă uitam pe wiki. Și... gata. Mă uitam pe wiki să văd dacă ne afectează cumva gameplay-ul în caz că lăsăm pe ăsta să scape sau în caz că moare, înțelegeți? Și se pare că... bam! Se pare că n-are nicio legătură. Uite, îl sunam pe ăla și am închis ingrișul la telefonul. Da. Păi oricum aici trebuie să închei și în episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sper că v-am plăcut acest episod și ne vedem data viitoare.